Dacă las continuă pentru 12 ore, așa. Salutare Leilor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul nostru. Înainte de a începe, ca de obicei, vă aduc aminte, like, subscribe, share și toate detaliile le găsiți în descriere. Da, să-i dăm drumul cu videoclipul. Și pentru că tot am făcut cele mai amuzante comentarii de pe Mag, am zis, de ce să nu facem un videoclip cu cele mai amuzante căutări de pe Mag? Adică ce caută lumea mai mult pe Mag? Iar avem aici, așa cum puteți vedea, din categoria cum se aude, așa se scrie, zaluzele! Zaluzele! De ce zaluzele? Zaluzele! Iziuri! Iziuri. Fidiuri, poate. Fidiuri. Iziuri. Nu știu. Iziuri. Shuisi. Squeezy. Squeezy. Ah, sunt trebuie. Ah, Squeezy. Squeezy, elea. Squeezy, da. Halloween. Aici bănuiesc că se referea la Halloween, adică la sărbătoarea americană de Halloween. Și căuta ceva special de Halloween. Ceva horror, da, Halloween. Avem, și avem sandwich maker, adică celebrul sandwich maker. Deci nici trebuie să uiți atențele. Din categoria cum se aude, așa da. Cum se aude? Sandwich maker. Sandwich maker. Omul scrie cum se aude, da, normal. Trebuie să fie foarte atent, să citești litere, să faci alea, să le împiești slabe ca să vezi seama ce e. Bluetooth. Bănuiesc că voia căuta Bluetooth. Nici mă, da, Bluetooth. Și avem din categoria de ceasuri, avem smartwatch-uri. Adică smartwatch, noi avem aici smartwatch-uri. Watch-uri, da. Watch-uri. Traduse pe română. Și avem Frigider. Și joystick. Ok, bun. Asta cred că sunt ceva bunici care au vrut să facă cadouri la copii. Nu neapărat, ci persoane care nu au de-a face cu engleza sau ăsta. Sau cu lumea electronice, da. Bun, să vedem din categoria viața satului. Acumulator de căruță. Acumulator de căruță? Nu știu, bănuiesc că omul avea stopuri pe spate și căuta o baterie ca să pune la ăștia. Altfel nu, bă, ce acumulator? Acumulator de căruță. Porci de vânzare. Vinde Emagul porci vii? Nu știu. Nu cred. Nu cred, că vinde porci. Nici porci morți nu cred că vinde. Mațe de oaie. Asta mai degrabă pe Amazon să caute. Da. Mai degrabă pe Amazon, că Amazon mai vinde chestii de genul. Huawei 10... Ah, se telefonul, Huawei-ul. Huawei 10 Lite. Huawei 10 Lite. Huawei 10 Lite. Da, e Huawei. Bun. După aia, din categoria cel mai nefericit, typo. Avem bicicleta pentru copii, deci nu e o bicicletă, e o bicicletă. Deci o bicicletă mai specială. E nou model de bicicletă, care de fapt e o bicicletă. Pentru copii anumit că se învețe probabil să meargă. Nu știu. Deci, avea mai sus smartwatch-uri, aici avem smartwatch. Adică ceasuri sparte, ceasuri stricate. Sparte din panele mele. Oh, Doamne, smartwatch. Deci, da. Spartoați. Bun. După aia avem... Acordeon. Nu. E acordeon. Deci avem și acordeonul. Și încăcător. După aia avem încăcător de laptop. Avem un încăcător. Deci ai laptopul pentru baie. Ăsta e laptop special care se iei la baie când stai pe tron, pe WC-ul. Și normal, pe WC-ul ce ai nevoie? N-ai nevoie de încărcător, ai nevoie de un încăcător. Exact. Un căcător. După aia la laptop ce mai ai nevoie? Ai tastatură de lucur. Adică ai fost la WC-ul, ai luat încăcătorul, ai terminat treaba la WC-ul, ce ai nevoie? De hârtie igienică normal pentru oameni normali. Da, dar nu, noi suntem tehnologii și folosim ai tastatură de lucur. Adică care să curețe locul tău. Tastatura. Da, tastatura. Și avem un dozator de bere la halabă. La halabă, e halba de bere, ai zis că e țapul ăla de 250, halba de bere care e de 500 de mililitri și avem halaba care e de 1 litru. Deci da, e clar, cea mai mare, da. Am auzit eu de chestia asta, uite că într-adevăr există halaba. Acum din categoria în curând pe Mag, deci avem produse care încă nu sunt pe Mag, dar vor veni în curând. Deci le vedem în premieră. Scutiri, citesc acolo scutiri.
Scutiri, da, păi e normal, nu vinde magul de toate, de ce n-ar vinde și scutiri? Scutiri medicale fapt, pentru da, la școală. Da, întâi la școală le ai nevoie de școală, de unde? Ema, cât costă? 20 de lei, zic și eu, nu știu că n-am căutat, dar probabil. Sunt scutiri medicale pentru diferite ore, pentru ora de sport, pentru ora de matematică, că ai fost la medic, e ok. Da, 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 da. Ai un examen în viitor, EMAG te rezolvă rezultatele la examen înainte de examen. Le poți da, da, exact le, ca, și, da, ca și scutirile. Nici nu știi ce subiecte vor fi, dar tu vezi rezultatele. E foarte, foarte ok. Bravo, interesant, Eman. Interesant. Uite, vezi? Și avem, de ce n-am, avem telefoane Huawei, nu știu de care. Aha, avem și ciocate A7 2020. Ciocate? Da, ciocate. Cizmele alea cu vârful lung, ascuțit și tipul... Ah, da, 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 da. Ei, dar sunt modelul A7. Ăsta e cum e și procesorul I7, I9. Da, 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 da. Ăsta e modelul A7 din 2028. Ah, deci încă nu era apărut, deci în 2028 vor apărea pe IMAG. Da, că așa sunt în curând pe IMAG. IMAG îți spune, bă, asta o să... Da. Da. Am văzut următorul. Coșciuc. Deci, văzând cererea mare pe piața din România de coșciuge, EMAG-ul s-a gândit să facă o facilitate, să oferă o facilitate românilor mai nevoiași și vor apărea în curând și coșciuge. Ce știu dacă e și pre-order, oare? Bănuiesc că da. Sunt mulți, uite, de exemplu, bunica mea din Oltenia și-a făcut pre-order, ca să zic așa, da? Avea vreo 10 ani înainte de a muri, eu mă duceam acolo, mă apucau... Groază, adică seama. Vedeam în cameră, acolo, coșugul ei, coșugul lui, era pregătit acolo și că maică, zicea bătrân taică, păi eu și pomenile mi le-am dat de când îți în viață, că, că după copii, da, cine știe. Da, cine știe. Deci uite, magul vine în întâmpinarea românilor cu coșciuge în viitor pe de cumpărat. Ok. Și aspirator muci. Aspirator de muci. Celebrul aspirator de, muci. Da, cred că pompă. Pizza, da, aia așa. Dacă și... face și electric aici. A, ăla e pentru copii vechi, aspirator care era cu o pompiță, cu o chestie cauciucată, nu știu. Bănesc că ăsta e aspirator de muci. Bagi la USB ca să... muci cu cărcător USB și chestii de alea. Uite, avem PC-uri, dar nu orice PC. De PC video-chat. Special pentru video chat. Deci pentru toate domnișoarele pentru, care da, sunt amatoare de așa ceva, în curând va apărea PC-ul special pentru videochaturi. Și pe lângă PC-ul de videochaturi aveți și boxa de pus pe bicicletă. Pe bicicletă. Pe bicicletă. Adică cum mergeam... Boxa. A, boxa, da. Cu, boxa... Da. A, și mă amintesc acum și păcat că nu mi-am pozele și videoclipurile ce le făceam eu în Italia cu, cu Beat, cu vicinul nostru de casă. Da? Am făcut o bicicletă, am modificat-o, am pus laptopul, aveam un laptop, nu era mic, ceva de genul, l-am lipit de bicicletă și cu boxele prin USB de pe bicicletă și mergeam. A, da, da. Oricum, deci știi, nu știu dacă știi tu înainte, pe vremea, în anii 80, când eram eu tânăr, se obișnuia să mergeau, da, cu casetofoanele, le puneau pe umăr. Așa, e, asta e ceva de genul, numai cu bicicletă. Pe bicicletă și asta. Și că exact, tot am vorbit de scutiri pentru școală, uite-le aici, adeverințe medicale cu ștampilă, deci gata, de cu ștampile, gata ștampilate, deci au și staff de... Se duc oamenii să fie ștampilate de medici și... Da, păi aia nu, bănuiesc că EMAG-ul are și staff de medici care ștampilează adeverințe medicale pe bandă rulantă. Îți dai seama, săracu. Dumnezeu, pe bune. Și bineînțeles, adeverință și rețete și certificate de naștere. Iau. Ți-ai pierdut certificatul de naștere în perioada COVID-ului, nu te mai duci la primărie. Cumpărire pe EMAG. Nu te mai duci la primărie, bați pe EMAG acolo, certificat de naștere, îți dai datele personale, când te-ai născut, unde te-ai născut, unde și strângi acasă certificatul de ce naștere. Tare. Sau adeverință sau nu știu. Ok, perfect. Din categoria întreabă EMAG-ul. Deci aici întrebări. Întrebări. Ia, să vedem ce întrebări avem, nu avem nici multe. Unde găsesc bumeranguri adevărate de vânătoare australieni? Eu am impresia că lumea a confundat EMAG-ul, după ce am văzut aici și ce am văzut mai sus, cu un motor de căutare tip Google. Așa mi se pare că, pentru că la pe EMAG de regulă îți bagi produsul care îl cauți. Nu îi da, pui întrebări la EMAG cum pui întrebare la, la un motor de căutare. Exact. Cu siguranță au încurcat, au încurcat, da, l-au luat pe EMAG drept motor de căutare. Așa. Deci unde găsesc bumeranguri adevărate de vânătoare australiene? Îți spun eu unde. În Australia. Exact. Cu siguranță. Acolo sigur le găsești la magazine. Cum se numesc alea care se agață în copac? Alea. Alea, mă, alea, nu știu. Da, mă, chiar alea, e, da, și tu da, acum, da, toți copacii da, ai chestiile alea care le agăți în copac, nu știu. Cred că vorbea de amaci, cred că se referea la amaci. De?
Hamace, alea care stai și se leg în copaci. Da, uite, nici nu m-am gândit la aia. Eu cred că la alea te gândeam. Da. Eu le-aș fi zis cireșe. Cât cost un kilogram de pui? Ți-am spus eu că l-a luat pe mag drept motor de căutare. Cumpărești un porc, bă, și magul. Mă, oameni de la EMAG care vă uitați acum la mine. Răspundeți-mă la oamenii ăștia. Cumpărești el un porc, sărac? De-aia mă întreabă. Faceți și voi o rubrică acolo separată. Unde aveți vânzările și alea și comenturile. Și da. Faceți o rubrică specială pentru oameni de genul. Că uite, nu găsești omul pe Google, pe un motor de căutare. Cumpărești el un porc. Vine Crăciunul și nu știu omul cum să prelească un porc. Cât înseamnă 0,49% alcool? Ce vă ziceam? Spuneți omul. Cât înseamnă 0,49%? Fac o rubrică pentru așa ceva. Până când îi răspundeți voi, îi spun eu. 0,49% alcool înseamnă 0,49% alcool. Nu era atât de greu. Asta e. Știi exact ce caut. Din categoria știu exact ce caut. Avem telefon pentru mătușa mea, Gabriela. Deci a bătut omul, iarăși ăsta a confundat, cred că, telefonul cu... A fi și pentru cine deci, telefonul? Exact, știi? Băi, deci telefonul să fie pentru Gabriela. Pentru mătușa sau Gabriela. Atent. Nu pentru Ioana sau pentru... Nu, pentru mătușa mea, Gabriela. Deci exact, telefonul ăla-l vreau. Vreau să văd toate jucările care are mag din pompierul Sam. Deci n-a scris acolo pompierul Sam, că bănesc eu jucărie. Da, da, toate jucările. Vreau să le vadă toate. Păi da, degeaba a scris-o acolo la search. Că jucării pompier Sam. Da, nu văd rostul să scrii o întreagă poveste. Cu oricum, dacă îi dai cuvântul cheie pompierul Sam, mag îți dă acolo toate alea. Dar vrea... Nu știu ce vrea. Ce, uite, cum vrea și persoana de mai de ceva jos. Cu telefoane. Ceva cu telefoane mari cu buton în spate, LG preturi mai slăbuțe. A? Asta chiar să înțelege. Mari, da, mi-a luat foc minte la asta. Ceva cu telefoane. Da, da, ceva în legătură cu telefoanele. Mari cu buton. A, nu. Ceva cu telefoane mari. Mari. Cu buton în spate. Buton în spate, da, da. Aia, da, era cum era un, da, unit, da. Legate. Deci ceva cu telefoane mari cu buton în spate. LG. LG, prețul mai slăbuțe. Ah, uite mă că a venit și noi de acasă. Da, okay. Trebuie să stăm un pic să ne focusăm pe... LG, a scris LG direct cu E-ul în față, L, G. Da, LG. Dar putea să scrie LG. Da, da. Și GI, prețul mai slăbuțe. Bun, am... Uite, mașina de făcut bani falși din hârtia 4. Deci omul caută un copiator care să-i facă bani falși cu hârtia 4. Bani falși și îți dau un sfat, las-o moartă. Că te alegi numai cu probleme cu pușcărie sau cu alte alea, nu fă chestii din ăștia. Mai ales că te duci cu bagnotă din aia așa mare la... Și n-ai să reușești cu hârtia de A4, ăsta e hârtie specială, cu alte alea hârtia A4 o simți imediat la mână că nu e. Că nu e. Lasă, vă dau un sfat la cei care încercați așa ceva. Nu. Nu încercați așa ceva, vă alegeți numai cu probleme. Ce avem aici? iPhone cel mai scurt preț. Păi dacă la EMAG, dacă ai văzut, nu e cel mai mare preț, au prețuri lungi. A, da, da, da. Ai văzut la televizorul ăla, are un preț de te doare mintea, deci îți ia 10 minute numai să înțelegi prețul. De aia e cel mai scurt preț. Da, că e mai scurtuț. Ok, cam ăștia au fost cele mai amuzante căutări. Trăznite, amuzante. Cele mai trăznite și amuzante categorii. Și... Categorii și căutări de pe dragul nostru EMAG. Buneilor, cam atât pentru astăzi. Încă o dată în încheiere vă aduc aminte, like, share, subscribe. În descriere aveți toate chestiile de care aveți nevoie pentru a lua legătura cu noi. Discord, Facebook, celălalt canal de gaming. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Să ne vedem sănătoți, zic la următorul videoclip. Ciao, ciao. Ciao, ciao.